Salutare tuturor, bine v-am găsit în un videoclip. Aici sunt eu, Bianca, la un videoclip din serie de Minecraft. Și vreau să vă rog să dați un like înainte de a începe. Să vă abonați dacă nu ați făcut-o. Să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări. Și lăsați un comentariu cu ce vreți să mai postez. Sau dacă vreți să continui cu seria asta de Minecraft și cu seria de Avakin. Și pentru cei care sunt abonați, vreau să știe că mi-am schimbat poza, deci nu mi-am șters canalul, doar mi-am schimbat poza de profil. Deci da. Nu vă speriați. Da? Deci, hai să începem videoclipul de astăzi cu dresajul. Cu dresajul, doamne, cu show-urile sărituri din Minecraft. Ia uite, deci ia uite aici. Ăștia sunt caii mei, scuze dacă auziți sunete, dar vorbesc bunicii mei pe afară și mă enervează la culme, dar n-am ce să le fac. Lași un villager, spune de mine. Uite, ia, uite căluți. Uite, ăsta negru cu ăsta alb a făcut puiul ăsta pătat. Ok? Cel mai bun la sărituri este ăsta, cu spune, adică virul. Dacă ați văzut filmul la Uswind, cred că știți de unde vine numele. Uite, a sărit. Așa, deci cum să face show de sărituri Minecraft? Uite, aici am făcut eu ceva cum un fel de arenă. Depinde cât sare calul. Dacă sare doar un bloc, ăsta și de-astea, faceți obstacole foarte mici. Dacă sare mediu, faceți de două. Dacă sare multă lungime, faceți lung. Voi știți chestia asta? Da. Și ca să știți. Deci, stai, că am eu un las, o să te prind băcalule, bă, Uswind. Vino Uswind aici. Uswind. Vino aici Uswind. Uswind. Bă, Uswind. Uswind ăsta e tare încăpătnat. Ok, ce să facem? Ne trebuie din asta un smooth stone și enrod, nu mai știu unde l-am găsit, dar pe aici, din enrod trebuie obligatoriu să faceți obstacolul. Trebuie neapărat să aibă floare din asta sau altceva, alt design. Neapărat, da. Chiar și așa. Cum se face și voi show jumping-ul în Minecraft? Că asta vă interesează pe voi cel mai mult. Da, cel mai mult. Stați un pic. Gata. Uite, deci eu le-am numerotat, deci trebuie să le și numerotați cu un din asta. Am uitat cum se numește. În fine, am uitat și eu cum se numește. Și uite, trebuie să mergeți la viteza asta. Adică apăsați random prin clăgețica asta în față. Băi. Nu, atenție. Dacă mergeți gen peste asta acolo și rămâneți aici, se pune ca greșeală. Eu o să sar peste asta. Când calul nu poate așa, se numește refuz. Dar nu poate, uite. Dacă îl forțăm puțin la maxim, hai că poți. În fine, ăsta nu poate, dar parcă ăsta ar putea. Lasă un pic, să-l luăm puțin. Să se fac cam pierdut în paritate. Și nu intră la ei aici. E și grăj, dacă pot. Acolo. Uite. Haide. Puteți să le punem și armă. Bineînțeles, puteți să faceți și cu prietenii chestii din astea. Și cu prietenii puteți să faceți chestii de astea. Adică, gen, să vedeți care are mai multe greșeli, curse de cai, etc. Puteți să faceți și cu prietenii. Deci, încă o dată, uite. Trebuie să vă apropiați. Uite că n-am fost atentă și nu am sărit, dar am trecut. Și ia, ăsta sigur. Haide mai. Lasă-te. Și
Astea sunt cele mai mari, astea trei care le vedeți. Bine, ăsta nu poate să sară niciun cal fără să se urce un pic, nici pe ăsta nu poate. Dar ăsta este un obstacol mai greu decât celălalt. Uite că există riscul că e ca un fel de scară, deci el să rămână aici. Da? Nu toți pot. Paranteză, nu toți cai sunt potriviți. Gen, l-ați văzut pe Ustuin, adică primul cal, nu ăsta. Nu poate să sare peste bara asta și uite ăsta. Ca să-l turăm puțin la asta. A putut. Deci nu toți cai, în concluzie, sunt potriviți. Dacă sar puțin, nu-i folosiți pentru obstacole înalte. Dacă sar mult, folosiți pentru ce vreți. Dar ideea este că dacă luat un cal random din lume, să zicem că se spawnează aici un cal negru, și voi îl luați. Și credeți că este bun la sărituri? Probabil că nu e. O să vă enervați pe mine că spun lucruri aiurea. Deci eu nu spun aiurea, dar chestia e că nu toți caii sunt buni pentru asta, v-am spus. Ok. Nu s-a terminat videoclipul, stat un pic, o să am pauză înainte, o să mă întorc eu. Am început și ploaia. Cu ocazia acestui video, vreau să vă spun că te faci și teren la tine, adică, cum se spune în engleză, cross country. Uite așa. Gen să... Deci asta se face de obicei cu prietenii. Dar vine să vedeți cum vine calul. Uite, calma să-i teren accidentul, doar că sunt și obstacole și râuri și... care sunt cam grele. Puteți să faceți să nu mergem. Legătul are unde veți face săriturile. Fiecare după bunul său plac. Adică, uite, mie mi-a plăcut să o fac afară. E modelul ăsta, gen. Uite aici, o săriță aici, una aici, un bloc de... De ce nu sunt săriturile astea? Și un buton de stand. Fiecare face după bunul sau plac. Da? Sper că ați înțeles. A, da. Și cu ocazia asta, că tot suntem în Minecraft și că tot mi-a spus poză de profil, o să vă scriu în descriere cum mă numesc pe Avakin. Vă rog eu să știți descrierea că au are chestii importante cum ar fi mă numesc eu pe Ava și seed-ul mapei mele nu e, o să vă scriu seed-ul mapei mele, dar nu e, nu cred că e foarte precis să spunați fix aici, dar dacă vă spunați nu e nicio problemă. Deci nu este nicio problemă dacă vă spunați, dar totuși să aveți și voi seed-ul ca să știți. Ca să vă păcăliți prietenii. Ok. Pa, pentru acest video.